Cum e să fii primul? De la fratele mamei, eu am furat 1000 de lei și mi-am cumpărat primele instrumente de frizer. De câte ori ai vrut să dai mâinile în jos și zici, da, nu, eu nothing, cu toată... Ce înseamnă asta o frizerie pentru bărbat? Asta înseamnă o frizerie de homosexual? Cum ai să reușești să obții atâtea, având numai nouă clasă? Costache, 30.000 de euro ți-i pun pe masă, numai hai să fim parteneri. Tu ești... altruist. Sper o persoană care e imobilizată și nu poate să miști, nu poate să mănânci, trebuie să hrănești cu lingurița și să o speli. Nu e chiar așa de ușor. Și vreau să întreb dacă tu pe dânsul l-ai iertat. Prea multă vanitate în Sodom, văd cum flacăra în ghetei întregul Babilon. Bună dimineața, Gheorghe, deșteaptă-l pe Ivo. Este noroc. Noroc. Prietenii, mă uitam, de fapt nu mă uitam, dar seara ne gândeam cu Laura de câți ani te cunosc sau de câți ani ne cunoaștem. Laura zice că de vreo 8 ani, dar eu zic că sunt 9 sau chiar 10. Deși noi așa am concluzionat, pentru că noi ne luăm după Richard. Da. Richard are 12 ani, merge pe 13. Tu l-ai tuns pe dânsul, dar noi cumva ne-am schimbat locația, știi? Dar... eu am adus aminte, Laura, că noi întâi mai tuns pe mine o lungă perioadă de timp și apiorm pe Richard acasă. Adică de asta noi am ajuns ori la 9, ori la 10. Dar mi-e sunt vașnă. Noi ne știm de mulți ani. Și noi ne știm din perioada, o luăm altfel, ne știm din perioada în care eram tineri, șcăpeți și visători. Da. Timpul a trecut, da? Și noi am ajuns amuns să filmăm la tine acasă, în școala ta și în momentul în care tu ești un om de succes și ai pe lângă școala ta de barber și de tuns, de, da, da. Ai și 4 barbershop-uri în Chișinău și 2 francize în Iași. Și asta e super, super fain și mă bucur cât de mult tu ai evoluat din perioada când nu mai te învățai atunci. De fapt, nici nu mă bucur faptul că te cunosc. Asta e foarte fain și cumva pentru mine e important că eu am contribuit prin a te ști la că tu să te dezvolți și să devii un om așa de fain. Prin practică, pentru că tânzând pe tine am căpătat practică. Da. Și uite că mi-am făcut o bază de clienți care s-au pornit, cum ai spus tu, și visul meu a devenit realitate. Da. Da. Eu de obicei nu mă bag în suflet la invitații mei. Dar uite, la tine, cunoscându-ți istoria un pic mai îndeaproape, totuși vreau să vorbim despre cum ai să reușești să obții atâtea, da? Având numai 9 clasă în faza inițială și cu un părinte decedat într-o perioada vârstei, a vârstei destul de fragedă, de complicată, de fapt, când numai te formezi, e destul de complicat. Și vreau să ne ducem acolo. Uh-huh. Pentru că acum lumea știe cum. Da, vezi, știi și acum. Exact, da. 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 Povestește-ne, te rog frumos, despre copilăria ta până îți pierde tatăl. Păi copilăria cum a fost ca la orice copil, pe alocuri cu greutăți, dar frumoasă. Eu nu pot să spun că am avut o copilărie grea, pentru că tot se prin comparații. Și văzând cum o duc alții, că acum dacă îmi permit să mai ajut persoane, mai merg la careva familii, dar asta n-am să vorbim mai târziu, văd cum o duc alții și înțeleg eu încă jăluindu-mă așa pe o parte că uite că tatăl a murit la 17 ani, că am fost nevoit, știi, să lucrez, nu știu ce. Înțeleg încă tot a fost ok la mine, că nu a fost cel mai rău. A fost fain, am terminat 9 clase, cum am spus, adică studii medii incomplete. Eu tot timpul spun la toți, chiar și la cursanții care vin aici, îl întreb, zic că ai bacul, zic că nu. Eu am venit să învăț de frizier. Zic că dacă ești frizier, asta ce înseamnă? Când trebuie să ai universitate sau ce înseamnă asta? Pe toți îi împing spre ce, îi încurajez că studii trebuiesc. Eu dacă nu mi-am permis, că așa a fost situația, asta nu înseamnă că
că toți așa trebuie să fac, sau toți trebuie să-și bage piciorul în școală. Zic, uite, asta e o reușit, înseamnă că hai, las și eu școala, că nu o să-mi dea nimic. Nu, școala foarte mult o dat și ea dă. Clar că un procentaj anumit, dacă să începem să ne aprofundăm în chestia asta, dar pentru asta ne trebuie o căldare de vin și multe, multe ori, ca să vorbim despre sistemul de învățământ, așa că și ce oferă el unui tânăr în ziua de azi. Dar eu vreau să spun că școala mi-a dat. Școala mi-a oferit, adică ce trebuia să-mi oferi, ea mi-a oferit. Da? Mai departe, deja cumva s-o porni din experiența din acumulată, din joburi, din tot ce mă înconjura. Unde e copilărit? În ce localitate? Chișinău. În Chișinău? Chișinău, da. Cu păreri de rău, eu sunt... Orășan? Orășan, Chișinăuvski Pățan, Cicanski Pățan, aș mai zice. Acum la Botanica locuim familia, dar 20 de ani am stat la Ciocană. Velică e Măgușie Ciocană. Și uite așa. La bloc? La bloc. Ți-ai petrecut cu copilărie printre... Printre gopnici, da. Printre gopnici. Printre gopnici, printre bandiți, printre răchitori și așa mai departe. Părinții și făceau. Care era ocupația părinților? Taică-mea a lucrat pe Macara. Da? Macaragiu. Macaragiu, da. Și maică-mea, ultimii 13 ani, că acum deja noi mi-ai dau voie să activeze, a fost servitoare la o companie de... La o fabrică care produce apă gazoasă, da? Apă dulce. Și uite așa, taică-mi mai instala când s-a pornit moda asta de contoare la apă, da. Uite, prin apartamente, santehnic, da? Cum îi spunem da. Noi. Da? Uite, asta era jobul lui după ce a lăsat jobul lui de bază, că așa au fost fix îmbolnăvit de cancer. Și nu mai putea să activez deja pe Macara și uite că și-a schimbat, să zic așa, a prins valul ăla cu instalarea contoarelor, când se mai stupea o țavă la vecine în curuncat și uite el, ăsta era lucrul lui. Clar că nu era un lucru bănos, să-i spunem, la maică mi-a cot mai mult, dar na, mai umblam pe la familii, făceam curățenie. Da, mergea și taică-mi, dar deja când boala cu totul a doborât, numai cu maică-mea, pentru că salariul ei de servitoare nu era deja... Voi mergeți împreună? A fost un timp când mergeam toți trei. Da, eram așa, știi, cleaning company, da? Family. Da, family. Семейный business, dacă poți să zici asta. Da? Cu totul și că acolo departe nu era business, acolo era o supraviețuire, acolo exact, te gândeai exact. Cum să nu mori de foame. Când taică-mi, cum am zis, deja au fost doborât de boală cu totul, eu cu maică-mea mergeam pe la familie, spălam geamurile, făceam curățenie. Da, așa a fost să fie. Cam așa a fost copilăria. Clar că mergeam la țară, ca orice copil, la sora lui tata, în raionul Orhei, dar adică, na. E, din cât eu țin minte și acolo, un urod a fost răpus de boală la Orhei, uh-huh. De care tot ulterior tu ai avut grijă. Da. Chiar în perioada, tu aveai vreo 22-23 de ani, cam în perioada așa. Da, ăsta era fratele mamei, așa. Fratele mamei, care... de care am avut grijă ultimii 3 ani da. Din viața lui. Cu fratele mama în genere a fost o relație așa aparte. Eu am zis că așa a fost cosmos să mă bat, să-i spun eu că să am grijă de el. Dar bine, eu oricum aveam să am grijă de el. Era situația care o să povestesc acum sau nu, eu oricum aveam să am grijă de el. Pentru că mi-era un om foarte drag și era și foarte apropiat. De la el, uite ca să fac așa o paranteză, de la fratele mamei, eu am furat 1000 de lei și mi-am cumpărat primele instrumente de frizer. Uh-huh. Da, adică maica mea, el odată i-a spus mamei unde ascunde banii, el a fost la avaria asta de la Cernobâl și uite că avea o pensie, dar destul de bună. La mine taică-mea cu cancer nu avea așa pensie cum avea el și uite că întrebeau bani pentru instrument și am zis că na, nu mi-ajungeau acolo și în loc să mai lucrez vreo 2-3 luni să fac banii aia,
Am mers pe varianta cea mai ușoară, dar pe urmă care s-a adevărat că să fie cea mai grea, pentru că 3 ani de zile să speli o persoană care e imobilizată și nu poate să miști, nu poate să mănânci, trebuie să hrănești cu lingurița și să o speli, nu e chiar așa de ușor. Dar asta iarăși a fost tot o experiență, și o lecție. O lecție ca să înțeleg, uite că nu e chiar așa tot de ușor să primești în viața asta. Și iarăși, asta e. Deși noi vorbim despre oamenii ăștia pe care tu i-ai pierdut, pe care cu siguranță i-ai iubit și care ți-au fost aproape, dar ne oprim la taică tău. Și vreau să întreb dacă tu pe dânsul l-ai iertat și îți spun în ce context. Noi de obicei când pierdem pe cineva, ori învinovățăm pe dânsul de faptul că s-a dus prea devreme, că ne-a lăsat singuri, când e cel mai greu, când ne formăm, sau avem foarte, foarte multe regrete de faptul că n-am apucat să-i ajutăm sau să-i salvăm, sau știi? Și nu știu de ce mi-e în cap ni se întipărise ideea asta că tu s-ar putea să-l fi, să zicem, urât, nu? Judecat. Judecat, da? Sau să-ți fi fost șudă, da? De faptul că el te-a lăsat pe tine tânăr. Și asta era ideea, că dacă ai avut momentul ăsta și dacă l-ai iertat, sau dacă n-ai avut chestia asta, e ok, știi cum. Noi cu taică-miu nu am avut o relație din cele mai bune, dar iarăși, în comparație tot să ia, da? Adică, poate că eu nu i-am putut oferi ceea ce vroia el să primească de la copilul, pentru că eu nu pot să învinovățesc, știi cum spunea Shakespeare, vina care o port e a noastră toată. Nu vreau, știi, să spun că uite, el e așa și eu sunt sfânt. De iertat, eu l-am iertat, asta e 100%. Deja în gând mi-am cerut și eu iertare, pentru că aveam și eu pentru ce să-mi cer iertare. Și uite, cam asta a fost cu tata. Asta a fost fie, nu pot să spun că a fost, știi, afecțiunea asta care eu acum, de exemplu, ofer copiilor mei. Da? Și asta, poate puțin lipsă de modestie, ce vreau să spun eu acum, dar și iarăși judic. Nu, Doamne ferește, nu judic. Dar orice om merită și trebuie să trăiască într-o familie afecțiune, dragoste. Și eu nu judic atâta pe tata, că și el înseamnă că a crescut tot în așa familie, bunei, străbunei și tot așa mai departe, da? Și nu am ce să judic și nu am ce să... Acum noi avem internet, noi acum avem psihologi, diferiți mentori care poate să ne consulte și să ne dea careva sfaturi și să ne ajute în diferite probleme. Da, ei nu au avut. Ei au avut, știut că e lucru casa, după lucru a tras un pahar de vin, au mâncat o bucată de slănină și dacă copilul acolo n-ascultă o palmă la fund. Și pe de o parte era și, dar ce ține de afecțiune, de educație, disciplină, e fain disciplina asta sovietică, să-i spun eu, da, e motivează că să devii, să te ridici de jos. Dar ce ține de afecțiune, de dragoste, uite, la partea asta mai emoțională, mai sentimentală, să-i spun eu, uite, aici lasă de dorit educația dată. Dar... Eu cred că asta e problema 80% din copiii sovietici. Da, pentru că eu ulterior, în timp, vorbeam cu ai mei părinți, știi? Și exact la așa, chiar era lene să te pupi odată pe frunte, să spui te iubesc, sau, știi? Și ei spuneau că copiii trebuie iubiți. Da. Și trebuie să-i pupi, dar noaptea. Noaptea, când ei nu văd și că nu simt. Adică copilul trebuie, dar să nu știe. E că cam asta era ideea. Nu la lins într-o altă dată sau care... Și nu pot să-i acuz, înțelegi? Pentru că ei la rândul lor tot au fost educați. Da. Ei la rândul lor tot au primit niște paradigme, da, cu care să lucrează în continuare. Și atunci, dacă nu erau ei așa cum sunt, nu eram noi cum suntem în moment și nu era să punem preț pe dragoste și despre care tu vorbești, care o oferi copiilor tăi. Pentru că tu ai dat plus valoare. Și cumva, dacă tu erai să fii alentat din punctul ăsta de vedere, cumva erai să te uiți altfel și copiii, știi cum. Dar aici e foarte mult de grăit și e foarte, foarte relativ. Spune, te rog frumos, în ce relație ești cu Dumnezeu? Relație cu Dumnezeu? Oh, asta iarăși e foarte, foarte mult se poate vorbi, dar eu am să spun că eu cred
eu cred, că dacă o să dai, o să ai și cred că faci bine, o să primești bine. Dar este așa o malincă, tonică zăhoscă în toată chestia asta, că să nu aștepți niciodată. Că dacă dai, trebuie să primești și dacă, adică, tot ce oferi să fie mutual, reciproc chestia asta, da? Asta deja e lecția care trebuie să o înveți. Unica ce vreau să spun spre Dumnezeu, că eu cred. Gata. Eu însă mă rămân o leacă la tata și la moartea lui. Sper că nu te... Dacă ești ok. După moartea lui, tu practic ai rămas... stăpân al casei. În care trebuie să-ți dai seama că trebuie să ajungi pe mama, da? Trebuie să te ajungi pe tine. Și trebuie să încerci să te autodezvolți la 16 ani. Și aici mi se pare tare interesant. Și respectiv, tot în perioada aceea de timp, te-ai angajat tare de vreme. Eu știu istoria cu unii, tu te-ai angajat, cum ai înghețat de frig. Da, da. Spune, te rog frumos, care a fost cel mai greu sau și cel mai greu ți-o dat? În tot treaba asta, din toate puncte de vedere, și fizic, și emoțional, și peste ce a trebuit să... Ce bariere a trebuit să dobori atunci, da? Când ești verde, când ai 17 ani, adică băieți se gândesc cum să bei o bere și să scurteze o domșoară la vârsta așa. Dar tu, practic, trebuie să îmbli, să cauți, să alergi... Mă gândeam și eu la asta, dar rămâneam mă cu gândul. Exact. Știi, când ești verde, nu calculezi nimic. Și este și un frumos în toată chestia dată, că nu ai frică de a greși. Acum, știi, este frica de a greși, de a investi, de a da dacă nu o să meargă. Atunci ai mers și ai făcut, o mers, știi, o mers, da, o mers, e? În soi de tupeism? Da. A fost greu, nu pot spun că a fost ușor, dar greutățile astea mi-au dat iarăși experiența care eu acum o implementez în tot, știi? Adică eu atunci nu-mi dădeam seama că asta pe mine o să mă ajute. Cum și cu școală, nu-ți dai seama că ce ai învățat la 9 clase, până la 9 clase o să-ți ajute, da, fix așa, da, fix așa și acolo. Era momente grele când gata, ce înseamnă asta, bătaie de joc, m-au mințit cu salariu, nu știu ce acolo, mă exploatează, da, mi-au luat buletinul. Lucrez până la 6 dimineața, mă exploatează de la 6 dimineața până la 6 dimineața, știi, adică când nu e ok asta. Dar uite, toate momentele date mi-au oferit oarecare experiență și oarecare, știi, să fiu mai puternic. Eu nu zic acum, știi, așa de autoștiitor și sunt foarte puternic, dar am crescut datorită la... De câte ori ai vrut să dai mâine jos și zici, da, nu, eu nothing, da, cu toată... Și din lui ai putere. Și te împinge. Hai să vorbesc pe frizerie cu... Dacă jobul meu de bază tot mă leagă de... Noi să ajungem și la... Da, dar nu am înțeles, ideea că... Cum lăsam eu mâinile în jos anume că să mă apuc să frezez? Asta am vrut să spun, da. De multe ori am lăsat foarfica și m-am dus în alte joburi să mă angajez. M-am angajat, dar tot nu știu cum, pe acolo începeam să tund și acolo. De exemplu, lucram la un magazin de electrocasnice, în subsol, la depozit, tundeam acolo pe hamali, pe consultanți, pe director l-am tuns odată. Lucram ca kelner la un hotel din centrul capitalei, acolo tot, hai să găsim o pățopcă, un 2 metri pătrați unde să mă tunzi. Știi, uite, iarăși tot era legat cumva atât de frizerie. Și nu pot să spun că era, știi, așa o dragoste, că nu știu, nu puteam să mă dispar de foarfice. Dar, nu știu, vroiam să tund. Înseamnă că asta era așa o dragoste care eu nu o conștientizam atunci, știi cum?
iubești fără ca să știi că iubești, nu? Atunci când pierzi sau, da, atunci înțelegi cât are iubit. Uite, cam așa e și aici. Nu, dar în perioada aceea te vedeai undeva cu frizeria ta? Nu, stai un pic. Tu evident că nu visai la barbershop, da? Da, nici nu știam, da, nici nu știam ce asta barbershop, da. Sau mai ales de așa învergură. Dar te gândeai cu undeva într-un colțșor, eu am stund, numai eu și a să vii, am clienții niși, ies și bucuroși. De unde s-a înfiripată grăuntele astea de antreprenoriat, antreprenoriat, la tine? Iarăși din greutăți. lucrând la o frizerie, lucrând la o frizerie și văzând că eu nu pot să dau clientului ceea ce aș dori să-i dau. De exemplu, noi știm la frizerie. Da. O cafea calitativă. Elementar, un cooler cu apă potabilă, da, pe timp de vară, și multe, multe alte momente. Discuția care vrei să o porți cu clientul așa mai privată, pentru că din jur, știi, erai cumva privit cu ochi așa, nu știu, bârfitori sau nu știu cum să-i spun eu, că cu ochi așa mai stranic. Pentru și tu discuți cu clientul ăsta despre viața lui și pentru și tu îi asculți lui problemele lui. Păi zic, păi dacă el mi le povestește mie, înseamnă că eu l-am făcut cumva ca el să deschidă mie. Și dacă eu l-am făcut, da, mă, că se deschide, pentru și eu să-l fac ca el să închidă. Da? Adică asta e deja nonsens. Ei, bun, și persoanele care spuneau că tu n-ai minte în cap, știi? Și eu zi de zi chestia asta, știi, să te ceri cu colectivul din cauza asta că nu ți simți bine, ok? Și precum tu nu faci ce ești trebuie să faci și nu te comporți așa cu clientul cum ar trebui să te comporți, eu nu înțelegând ce au ele în vedere și până acum, eu am hotărât să mă dau puțin într-o parte și mi-am făcut o bază de clienți și am zis că dă, uite, să stund aparte. Și iarăși, știi, îmi dau întrebarea asta că dacă ar fi fost acolo în frizeria aia, tot ok. Dacă ar fi fost tot ok, uite, să mă aranjez tot. Eu m-aș fi dus, știi, într-o parte. Eu nu știu. Adică eu nu pot spun categoric da, pentru că mine nu a fost pus. Nu era sămânța asta de la părinți, ca antreprenor, deputat, nu știu ce acolo, cu uite, dragul tati, tu trebuie să nu lucrezi pentru cineva, dar trebuie să lucrezi pentru tine, că tatu a lucrat toată viața pentru dânsul și nu a fost slugă al nimănui. Dar nu e vorba din conceptele astea, că slug, nu știu cum. Pentru că dacă primești un salariu ok, dacă ți simți bine acolo unde lucrezi, să nu înseamnă că ești sluga cuiva. Bine. Pentru că cineva poate zic că ești la tine, dar 40 de angajați, asta nu înseamnă că slujile tale nu. Și tot timpul eu am zis că ei nu lucrează pentru mine, dar ei lucrează cu mine. Pentru că eu tot lucrez și noi lucrăm toți împreună. Pornind la idee că tu le dai la ăștia care demonstrează 50%, nici că cu mine nu sunt angajații tăi. Ei sunt partenerii tăi. Da. Pentru că eu plătesc chiria, eu plătesc impozitele, eu plătesc produse de îngrijire, exact, care folosim la clienți și nu din cele mai ieftine, comunale, toate servicii, chestiile astea. Și când eu chiar cu contabilul calculam și am zis că tu cam faci la vreo 14%. Adică tu îi dai lui 50% și el l-a curat, dar tu cam faci 14%. Iarăși, adică... Asta nu e business moldovenesc, dar e fain. Deci moldovenii lucrează la 300%. Da. Deci e așa, dacă nu au 300%, deci ăla nu e business profitabil. Da, da. Dar 14-20%, asta e șicarnă. Da, da. Și uite, asta e chestia. Nu știu, spun, nu pot răspunde la întrebarea asta. Poate că rămâneam acolo, dacă era ok. Dar poate că nu rămâneam, nu știu. Eu să-mi prospătez memoria. Tu deja îți închiriasă-i un colțșor. Da. Vis-a-vis de frizerii, da, la care lucrai, paradoxal, nu? Da. Urât chiar aș zice eu. Eu acum mă gândesc cum aș simți eu dacă un coleg de-al meu și-ar lua toată baza lui de clienți care i-au făcut-o la mine. Și zice, bine, eu unica ce vreau să spun, că eu când deja am deschis barbershop-ul, eu practic 90% au rămas acolo. Cât am tuns eu în locul cel închiriat acolo vreo un an de zile, da, un an jumate, da. Deci acolo mai departe au rămas stundă și nevăzut? Nu, au rămas. Clienții s-au întors înapoi în frizeria aia de unde am pornit eu. Pentru că, na, prețurile deja puțin au crescut și eu nu mai avem timp să tund. Eu deja am trecut la puțin la un alt nivel, mai tundeam, dar tundeam așa mai puțin. Prețurile erau puțin mai... Nu, tu ulterior ai prins mi se pare că tu ai uitat. Da. Ai nu-i să o luăm așa de șură. Tu ți-ai deschis vis-a-vis. Da. Așa e. Unde acolo ai tuns, mă tind până la un an de zile.
Da, un an de zile, da. Am ceva de genul ăsta. Uite, acolo noi am grăit prima dată, cât de fain ar fi ca să combini frezărie. Apropo, eu tot nu știam de barbershop. Cum să combini frezărie cu un sanctuar a bărbaților, da? Unii bărbați simte ciotcă și lumina așa mai scăzută, unii să bei un viscar, să fumezi un trabuc și să joace și în paralel să tunzi, da, știi? Da, da. Aia, cam noi, eu vedem asta ca un fel de bar, da? Da. Unii în paralel să tunzi, da. Dar tu o vedeai ca o frezărie, da. Unii oameni s-ar simți liber, bărbață, știi? Da. Și adică strict pentru bărbați. La mine și am un cap și de un soi de genul ăsta, știi? Și ulterior, tu de acolo te-ai dus, da. Și te-ai dus direct la București. Da. Dacă nu mă greșesc. Mi-a fost prima filială. Exact. Da, mi-a închis prima filială. Și acolo tot ai tuns. Am tuns. Am tuns mult, hai să-i spunem, da. Adică, cât am tuns? Vreo maxim un an de zile eu am tuns acolo. Tot ai tuns. Da, maxim noi un an de zile. Tot mai tuns o dată acolo și mi-ai zis că... Seri, eu nu mai reușesc de-am. Și am zis că tu nu trebuie să mai tuns, tu trebuie să administrezi de-am. Păi de asta aș spun, știi, că zic cum aș fi simțit eu dacă un client, adică eu m-am simțit așa mai, am dat ochii într-o zi pe la Botanică, mă plimblam cu copilașii și am dat ochii cu șefii aia care... De la frizerie? Da, de la frizerie aia, știi, și nu m-am simțit vinovat cu nimic, pentru că iarăși 90% au rămas acolo. Adică eu nu i-am luat baza de clienți și să-i las fără clienți, nu știu. Da, un an de zile eu fost cu mine acolo la aia. Pe urmă, iarăși, prețurile se mai ridicau, care își permiteau, care nu, deja, dar eu nu mai reușeam, îi programam pe la alți meșteri care rămâneau acolo, care iarăși se întorceau și iarăși majoritatea, vreo 90%, cum am zis, s-au întors în frizeria aia. Și na, parcă s-au bucurat pentru mine, au zis că bravo, e... Zic, uite, ideea asta, pentru că eu și lor le-am spus de ideea asta și iarăși am fost privit așa pe alocuri sceptic, ca și de multe persoane. Sceptic, naiv. Da, ca și de multe persoane, pentru că ce trebuie, știți, eu chiar țin minte cum o doamnă venea și stundea în frizeria aia și era o doamnă pe un Q7, cum a apărut ieri numai, ea avea propriul hotel, restaurante și uite, eu am întrebat-o de ideea asta cu barbershop, așa într-o parte iau ești la o țigaretă și eu repijor așa după ea și zic, spuneți-vă frumos, cum vă pare așa ideea dumneavoastră ca business lady, ca business woman, care aveți întâlniri cu politicieni de afaceri, chestii de genul ăsta, dați-mi o idee, dați-mi vă rog așa că să nu ne audă nimeni. Și eu zic, băiate, tu știi ce înseamnă asta? Înseamnă fiscuri, asta înseamnă ceniauri, asta înseamnă pompieri, asta înseamnă inspecții sanitare, asta înseamnă impozite, asta înseamnă că tu n-ai spus dormi nopțile, că tu ai să fii de toți jupuiet, că în țara asta nu poți face nimic. Și eu zic, așa, adică uite, sfatul ăsta care mi l-a dat ea mie, m-a făcut să cedez pe tot așa, pe vreo jumătate de an. Eu am lăsat ideea cu barbershop, cu să mă duc, pentru că dacă n-auzeam că ea și mai deschide un restaurant, ea și mai deschide un hotel și eu zic, stai puțin, dar unde matematică în toată sfatul ăsta? Adică tu îmi spui mie că nu deschide, nu fac, tot e rău, că trebuie să te afiliezi cu cineva din politică. Bun, poate la sumele care le faci ea, da, dar la sumele care le faci așa la un business mic, nu trebuie să te afiliezi cu nimeni și dormi liniștit noaptea și nu-ți mai vin la inspecție, vin cu controle, dar vin că așa trebuie să vină și eu chiar mă bucur că vin și niciodată n-am dat vina pe statul nostru că uite că vin cu controle neplanificate, că pe neprins de vieți, dar cum trebuie să te anunță de o lună înainte ca tu să fă curățenie și așa mai departe. Și na, și eu chiar nu pot să spun că mă bucur când îi pedepsești pe cineva sau chiar când pe mine mă pedepsești, dar eu știu că asta e pe bun merit. Când sunt deja, dacă când sunt devieri de la lege, deja acolo da, acolo deja da, eu pot scrie citate pe Facebook, uite, eu încercat, că încearcă și nu știu ce să mă intimideze sau chestii de genul ăsta, dar slavă Domnului că n-am pățit eu momente de genul ăsta și tot ce a fost, asta a fost pe bun drept, pe alocuri cu micuți devieri, dar nu a fost așa să-i spun eu, ca să nu fie posibil soluționate pe calea amiabilă și adică prin discuții, nu prin mită sau nu știu chestii genul ăsta. Așa că eu când auzeam chestia asta, zic, băi, dar cum, nu mai deschid nimic. Dacă n-am văzut că doamna se tot dezvoltă și dezvoltă, am zis că ceva e putred aici. Putred, da, rămâi tu aici așa, este tuns cu milioanele tale, dar eu zic, măi, mă duci mai departe, da. Prea multă vanitate în Sodom, văd cum flacăra în ghetei întregul Babilon.
Cum e să fii primul? Cum e să fii primul? E cum ai avea, nu știu, primul copil. Nu știu, e faină. E faină senzație. E faină senzație că tu ai fost catalizatorul ăla care ai dat impulsul ăsta pentru cei din jur. Cu totuși că, iarăși, nu vreau să fiu, știi, lipsit de modestie, spun că, uite, datorită mie s-au deschis barbershop-uri în Chișinău. Nu, nu deschideam eu, poate deschide alții. Dar, da, 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 așa au fost fii, că am deschis, după mine s-au deschis. Tu ai fost primul, nu? Da, da, adică eu am drept, știi, să mă bat cu pumnul în piept, că dacă era altul, da, putea ala să zică. Uite, eu mă bucur că am dat, știi, curajul ăsta, ca să deschidă alte barbershop-uri în Chișinău și plus la toate să privească, să fie privite barbershop-urile cu alți ochi. Pentru că chiar și doamna asta despre care am vorbit eu cu Q7, deci nu deschide nimic, ea îmi spunea, zice, ce înseamnă asta o frizerie pentru bărbați? Asta înseamnă o frizerie de homosexual? Și eu zic, dar ce înseamnă asta o frizerie de homosexual? Zic, ce are ideea? Zic, dar chiar dacă vine un homosexual să tundă, ce treaba asta are? Zic, mine asta nu mă deranjează. Zic, păi, acolo toți o să fie homosexuali. Zic, în ce sens? Zic, dacă toți vor fi homosexuali, azi vine numai homosexuali. Zic, care-i treaba? Zic, înseamnă că asta au fost fie. Dar homosexuali sunt oameni și trebuie toți. Păi asta. Da. Și sunt oameni cu bani. Și uite că zici că ce înseamnă asta? Pentru ce ți-i trebuiește să faci o frizerie? Știi, chestia asta, iarăși, m-a dat, știi, puțin asta. Și eu tare mă bucur că au început să fie priviți bărbații cu barbă, știi, un fel de... Da, vă spune un trend de... Da, pentru că până acum, știi, eu când lucram la alt job, îmi lăsam puțină barbă și domnițele de acolo îmi zicea că berberește-ți femeia asta de sub nas. Numai cu alte cuvinte, că să nu spunem acum, da? Eu, slavă Domnului, bine că poate acum nu mai suntem noi priviți bărboșii cu femei sub nas și cu femei de față, pentru că e strașnic chestia asta, pentru că noi vrem să trăim mai bine, noi știi că ne ducem în Europa. Sorry că întrerup, dar trebuie să spun. Da. La mine o mătuș spunea așa, jos musteața până la cur, că la gură stai destul. Deci, continuă, te rog frumos. Da. Este disclaimer-ul fost. Da. Și zic, băi, dar pe asta e strașnic, pentru că noi vrem să trăim mai bine, noi nu avem cultură în țară, la noi teatrele sunt moarte, la noi filmul noi, noi nu avem elementarul, noi nu știm cum să comunicăm cu copilașii noștri și pe noi ne deranjează că unul e cu barbă pe... Adică, na, asta e deja iarăși o caldare. Voi ați spart stereotipul? Da, și eu am zis că, uite, și am zis că foarte, foarte fain că s-a pornit chestia asta, că văd pe stradă, știi, bărbați frumos, îngrijiți, mai văd persoane care, na, salut Constantin, bună ziua, știi, mă bucur chestia asta, mă bucur și datorită că s-au deschis alte barbershop-uri și s-au creat noi locuri de muncă. Asta tot nu trebuie de uitat și nu trebuie de șters, pentru că na, persoanele s-au angajat, plătesc impozite și asta iarăși s-a pornit o nouă, să zic eu, o nouă linie de chestii de dată, cu un nou trend care a creat iarăși locuri de muncă. Așa că e ok, eu mă bucur foarte tare că am dat, știi, curajul ăsta pentru alții. Zi-mi, rog, e important ideea sau banii în afacere, atunci când te pornești o afacere, și care a fost prima, în afară de 1000 de lei care ți-a ordit-o, prima sumă de bani care ai investit-o în... E foarte importantă ideea, pentru că noi știm multe exemple cum cu bani, iarăși din domeniul beauty vin doamne care îmi spun, uite, Constantine, dă-mi, te rog, un sfat, nu mă bag peste tine cu barbershop. Eu zic, da, deschide și barbershop, eu chiar pot să-ți dau sfaturi, chiar pot să-ți vând fotolii care na, le import, da? Nu, uite, vreau să deschid un beauty salon și zici, uite, soțul meu, îți spun cine e el, zici că noi cu banii stăm foarte bine, s-a dat bugetul de 100.000 de euro și zici că eu trebuie să deschid un salon, unde să vii tot glamurul Moldovei, stundă și așa departe. Și zic, păi, aici nu credeam deja că e la mine, zic că aici trebuie deja o echipă întreagă. Alte zic, antene. Da. Și zic că, dar uite, eu te ajut cu ce pot. Și eu îi spun că problema cea mai de bază sunt meșterii.
Ei, pentru ce, dacă acolo o să fie tot frumos, o să fie pereți verzi cu iarbă verde care trebuie udată și tunsă. Zic, stai puțin, zic, asta e una, zic, dar trebuie, zic, meșteri, în asta e tot conceptul ăsta. În oameni. Da. Ei, că nu mai trebuie meșteri, la care peste, na, jumătate de an maxim, ce poate să-i, cred că o afacere de genul ăsta, unii nu spune accent pe oameni, dar pe interior, peste jumătate de an află că s-a închis salonul dat. Ce sunt idei, iarăși, cum am făcut paralelă cu chestia asta, trebuie idee neapărat să o ai, pentru că banii sunt bani, bani, iarăși, contează, dar fără idee, banii aia poate să ducă așa pe apa sâmbitei. Cât am investit inițial, cam undeva la 5-6 mii de euro au fost. Banii ăștia de unii lot? Au fost strânși încetul cu încetul, adică eu când activam deja în ai mei acolo 3 metri pătrați unde am eu de la frizeria aia, eu deja am strâns pentru niște fotolii. Da, atunci tu îndeai cu 125 de lei. Așa de mult? Da. Serios? Da. Inițial cu 100 și apoi după... Și asta într-o scurt perioadă de timp o să duce. Sau că mi-am luat nasul la purtare tare, eu nu mai țin minte. Da, mi-am luat nasul la purtare tare. Am strâns și pe urmă am mai făcut și nuntă, și la nuntă. Mai rămas acolo cam la vreo 1.500 de euro, ca la orice moldovan, zic, nici să bag banii. Bun, am cumpărat o plasmă și un aspirator care peste 2 zile l-am dus înapoi, că nu înțelegem pentru ce l-am luat. Da, am luat un Keurher de ăsta mare, știi, industrial. Na, femeie, deci vreau Keurher acasă. Și am mai scump luat din magazin, zic că avem bani la nuntă. Zic, banii ăștia cum au venit, așa trebuie să ducă, nu că nu i-am muncit, să-i spun eu. Și când am încercat să-l trag prin apartament, aspiratorul și-l văd că e de două ori mai greu ca dânsa, zici că du-l înapoi. Slavă Domnului că a lucrat chestia asta, că nu l-am pornit niciodată și n-am făcut însă niciodată curățenie, dar tot apartamentul ăsta, bine, l-am curățit bine la masă și am mers noi pe calea asta urâtă de a minciuni, dar asta a fost fie. Și bine că am păstrat și cecul, așa că, dragi telespectatori, păstrați cecurile. Sunt momente când ajută? Da, sunt momente când ajută. Așa că, uite, au fost... cel mai tare ce mă bucur eu, că... fratele mamei, fratele mamei, care am avut grijă de el. Lăsa moștenire. Yes, da. Casa aia tot am vândut-o cu vreo 2.500 de euro. Am vândut-o, raionul Orhei, satul Susleni, satul marelui regretat nostru, Iuri Sadovnic. Da. Și... uite că așa, am adunat și încet cu încetul s-a pornit. Eu mi-aduc aminte că tot tare greu, știu că greu, dar erau probleme când ți-ai cumpărat primele 3 scaune. Dacă nu mă greșesc, ori în România ele erau, ori în Odessa, deci ori șișe. Au fost șișe mai pe urmă, dar primele 2 scaune le-am luat din Germania. Îl tundeam pe un client care făcea naveta Chișinău, da. Ceva Hamburg, Köln, Berlin, ceva nu mai țin minte, în fine. Și da, eu le-am luat, le-am luat noi de pe un magazin online, el mi-a spus suma care o să fie X, mi le aduc și uite așa am luat 2 fotolii care le-am depozitat la balcon. Țin minte și acum maică mi-a spunea, zici că la ce trebuie să ții mai băieți strângi scaunile astea, zici că ești de stomatolog, de asta. Și, uite că așa s-o pornit. Pe urmă am mai făcut niște rame, oglinzi și uite cam da, tu cu stilistica asta foarte, foarte fain. Tu ai avut un feeling, da. Un simț, da? Eu nu știu el de unde vine, dar tu ai simțit la fiecare moment că trebuie asta. Îți aminte că noi ne întâlnim peste jumătate de an, peste un an și tu îmi spuneai o chestie și o spuneam că dă-i, fă-i. Tu iar mi-ai spuneai ceva, parcă vreau să fac asta, grei de niște creme la un moment dat, ceva de genul ăsta, cu logotip. Păi, da, fă, când trebuie să-l faci a doilea, tot și de la gânduri, să-l fac. Mă tind că la Rășcanovca sau tot în centru. Nu, tu grei de Rășcanovca, că să-l faci, până la urmă, tot în centru l-ai luat, mi se pare, și pe urmă, ulterior, trebuie sens, dar nu contează. Dar tot timpul vei, adică tu nu ai stat să te mașini acolo, tu nu ai stat să te limitezi numai la 3 scaune, tu te-ai mers și ai mers și ai mers și asta e super, super fain. Și noi de asta l-am luat pe Lisnic în manifest, pentru că el este un exemplu despre cum trebuie un tânăr care vrea să obțină ceva, da? Deci tu ești carte, ești ghid, trebuie să o scrii,
dar pe pași, cum de la zero să pornești, să ajungi și așa mai departe. Asta e foarte fain și asta e demn de urmărit, demn de citit, de văzut și așa mai departe. Eu, spre exemplu, mă înclin pentru perseverența și capacitatea ta de a sări peste bariere, pentru că ceea ce tu ai făcut, asta nu e ușor. Da? Deci asta e cu multă sudoare, cu mult nesomn, cu multe emoții pierdute, cu scandaluri în familie, cu mai zacalibit și... Da. Pentru șinii tăta asta și așa mai departe, da? Da, eu nu am văzut cum crește fata, eu nu am văzut cum i-au crescut, adică acum băiatul, eu foarte tare mă bucur că putem să-i facem bani împreună, adică să-i văd primii pași, să-i aud ce vorbește, să-i înțeleg, știi, cuvintele ce are la invidiere, iar eu spus la muscă, spus muma, primul la muscă, acum zice muma. Și uite că la fată eu n-am avut, pentru că eu acolo pe București, cum am mai menționat, la treile etaj eu aveam mansardă unde mâncam, eu aveam acolo o pătură și puteam acolo și să mă culc și să dorm acolo. Și na, ca să fie dimineața, ca să fie dimineața pe loc, da, aveam clientură programată sau na, la telefon, pentru că eu atunci eram așa antreprenor de ăsta, de genul care face tot. El contabil, el administrator, el face curățenie. Până și am înțeles că casa ai trebuie să dai iarăși din toarșim și nu poți să fii tu și contabil, tu și administrator, tu și frizer, tu și tată, tu și fiu, cum ai și mamă care are nevoie de atenție. Și atunci am să da, asta e indiscutabil, da. Și atunci am înțeles deja că trebuie să deleghez cumva. Schimbă cazul, schimb, trebuie da, altceva. Eu când aud persoanele că spun că, zici că uite că nu-i nimeni așa mai bun ca mine, zici, de asta eu nu dau voie la nimeni să facă ceea ce fac eu. Dar eu aș spune că nu-i nimeni mai egoist ca tine, pentru că tu din ego-ul tău personal nu dai voie la nimeni să faci, pentru că nu permiți. Pentru că, uite, începe încetișor, clar că cu nervi, dar încetișor crești ca pe un copilaș și faci greșeli, dar tu îl ridici și îi spui, uite, așa să nu mai faci. Și na, și începi deja să dai tu mai umbră și să-i lași pe alții care tu înveți că merge afacerea. Exact. Merge. Și numai așa îi poți să crești și să-ți deschizi și a doua filială, cum a fost în cazul meu, și a treia, și să mă acces și pe franciză și pe chestii de genul ăsta. Și pe studii, noi suntem acum la școala ta, la academia ta, unde tu înveți oameni. Da, asta a fost. Și nu, deci tu înveți nu neapărat să lucrezi la tine, în general tu înveți, deci tu le dai. Da, mulți mă întreabă, deci, dar tu înțelegi tot, îți creezi concurență. Și eu zic, de asta oare nu-i frumos? Pentru că eu, știi, eu eram bucuros pe de-o parte că eu vreo un an jumate am fost singur pe piață. Eu puteam să-mi bat joc de clienți cum vroiam, bun, asta e urât spus, dar nu îmi băteam joc de nimeni, dar ideea că nu trageam atenție la multe chestii, da, de deservire, de toate momentele date, atitudine, de asta, dar nici nu da. Eu scriam și strigam în gura mare că e atitudine la noi, că e atitudine, dar atitudinea aceea era la fundul mării. Așa că dacă nu încep să mai apară, eu deja barbershop-uri și înțelegeam că clienți mă duc și în altă parte și zic, stai, tu unde ai la noi și acum te văd pe stories-uri la în alte barbershop-uri, ce înseamnă asta? Și asta înseamnă că eu avem gaură unde trebuia să o cos, să o umplu. Și ai încercat să vorbești cu dâns și să înțelegi care este motivul? Sigur. Și am înțeles și am început să lucrez asupra meșterilor mei care își luau năsucul la purtare, la administratoarele care întâlneau clienții și la toate chestiile date, pentru că înțelegeam că tot asta e legat. Clientul e întâlnit de recepționistă, e condus la frizer, frizerul își face lucru ok, pe urmă poate fi tot ok, dar când se petreacă clientul, meșterul la recepționist, recepționista cumva n-a să privească urât, să nu-i răspundă ok, și că ai pierdut clientul cu așa o mărânțuș, dar a fost un fain. Eu băut și cafea, băut și whisky, băut și vin, băut și samagon, dar uite când să-l petreacă, nu, el a spus la revedere, aia nu i-a răspuns sau l-a privit așa cu sau niște ochi, nu știu, nu i-a zâmbit sau l-a privit așa cu dispreț, cum mi s-a părut lui. Și uite, asta așa, atunci am înțeles că, uite, Costică, ai mult de lucru. Atunci am înțeles că tot ce am lucrat eu și am dormit la treilea etaj, la mansardă acolo, asta n-are nicio treabă, trebuie înseamnă că să dormi. Deci tu atunci erai frizer, barber, da, știi? Da. Aici ai ajuns să fii administrator, antreprenor, și administrator și antreprenor. Da. Zi-mi, te rog, dacă ai parteneri în afaceri. Slavă Domnului, nu. Ești singur. Slavă Ești Domnului. Tu singur, el. Slavă Domnului, adică
Mie mi s-a propus, hai că să nu fiu așa de rău, mi s-a propus o persoană de la un alt barbershop din Chișinău, care acum deja e deschis recent și sunt foarte, foarte bravi, mi-a propus, dar eu nu atât cât nu-l stimam pe persoana dată sau că nu am vrut să-mi fie coleg, să-i zic eu, atât cât mi-era frică, să-i zic eu, de divergențele astea care apar între oameni și nu vreau să știi să ajungi la chestia asta, să te cerți, să împarți chestii. Am zis, uite, mai bine eu așa cu sudoarea mea și cu greutatea mea, plus la toate persoanele care mi-au propus, că nu doar una, dar au fost mai multe persoane care inițial nu prea credeau în mine, dar pe urmă văd că merge chestia asta și Costache, 30.000 de euro ți-i pun pe masă, numai hai să fim parteneri. Și atunci nu mai avea roze. Și plus la toate, vedeam că persoanele datele nu sunt în domeniul frizeriei. Ei numai cu banii. Dar la care cu banul, el numai seara o să vii și o să zic, unii banul care ți l-am dat, care trebuie să mi-l dai lunar sau săptămânal sau zilnic, știi? Și am zis că, hai bine așa, eu sunt gurel, eu sunt frizier, eu știu cum trebuie să fie o frizură, eu știu cum trebuie să fie atmosfera asta, pentru că am fost așa educat că comporti și oferi unei persoane așa ceea ce vrei să-ți oferi ție și cum se comporti cu tine. Și uite, motoul ăsta tot timpul la mine se învârte ca un vinil de ăsta, știi, în cap. Și am zis că na, eu zic că o să merg pe chestia dată, o să mă rog bine singur el, mai greu, dar știu că sunt greu și nu e vorba că nu mă împart cu nimeni. Noi din punct de vedere financiar, mai repet încă o dată, ca să nu mă creadă cineva să zic că aia că ăsta vrea toți banii lui, nu e vorba în asta. Dar experiența și istoria la alte afaceri povestește că cei mai buni prieteni au devenit cei mai mari dușmani, frate cu sor au devenit că nu știu, vorbesc și trăiesc poartă în poartă și nici nu discută între ei, deși de la iarăși, cum îi zice, ochiul dracului, banii. Așa că, ca să nu ajung la chestia de genul ăsta, că nu sunt sfânt nici eu și înțelegem că la multe momente, chiar dacă lucrez asupra mea, încerc să devin pe zi și treci mai bun și mai bun, dar na, nu știu cum o să mă comport eu. Când o să zic, bine, eu lucrez, eu dimineața până seara, eu dorm aici la lucru, nu văd fata cum crește, dar tu că ai pus 30.000 de euro pe masă, vrei și să-ți dau bani, dar hai cumva bag-te și tu, ori începi atunci, ori stai la recepție, ei, dar și stau la recepție, eu am 30.000 de euro, pentru că stau la recepție, adică iarăși, și ca să nu ajungem la momente de genul ăsta, zic, mai bine să mai bine nu. Ok. Tu ai pornit mașina. Mașina ai pornit-o și ne întoarcem înapoi la doamna Q, nu contează de care, care îți spune că ca pe ce e de greu și cum a fost într-adevăr? Și aici mă interesează dacă statul ajută tinerii antreprenori sau bani împotrivă îi pun bieți în roate. Hai să spun eu... Pentru mine știi ce e mai important? Nu că să mă ajute statul, dar să mă încurci principalul. Adică asta-i. Cât e ajutat, mă, e ajutat eu singur, este nu, în proces. Creditul. Tu și tu știința. Eu am înțeles că statul nu te ajută. Dar din contră. Dar din contră. Dar pe de altă parte, ca să nu mă contrazic, eu am zis că na, doamna ce cu Q7-le mi-a zis că e tot e rău, dar nu e chiar așa de rău. Nu pot spune că nici nu m-a încurcat foarte mult. Știi ce te încurcă? Paradoxal și iarăși e o temă care e o paranteză, tot ai tăi. Știi cum zici, dacă nu tot a tău o să te, apă cine atunci? Au fost niște controle urâte, unde au fost impuși frizerii de la filiala de Rășcani să scrie lucruri care nu sunt adevărate, precum că primesc salariu în plic, precum că îi exploatez, lucrează până la 11-12 noapte, chestii genul ăsta. Bun, noi mai lucrăm până la 11-12, asta e o zi în an, asta e 30 decembrie, când mulți sunte. Da, eu sunt păcătos atunci că am încălcat programul, da, amendați-mă, dar asta nu înseamnă că voi trebuie să-mi puneți mie, au început să-mi scrie invaziuni fiscale, să-mi spună că o să fac pușcărie, deja îmi dădeau detalii ce o să facă din mine în pușcărie, adică da, știi, parcă am furat eu miliardul. Bun, și ai simțit asta de la când veni de la concurenți? Nu, eu poate mă bucuram dacă veniți de la concurenți, că mi-era mai simplu să soluționez problema decât... De la vreun angajat? Nu. Client? Client! Client care când un soare a costat barba și frizura era 250 de lei, el se freza cu 150 de lei și a fost colaborator a poliției și na, ca și orice om care a lucrat în domeniu are legături peste tot și au zis că ia-mi dă noi pe
costică să-l arde moleac. Și tot persoana care a venit atunci, se zic că m-a scos afară, care puteți angajați, i-a pus scrie mult și mărunte, tot el mi-a spus că, uite, este colegul meu de clasă, care zic, de ce? Zic, păi uite, zic că tu la 30 ceva de ani, tu deja ai copil, tu ai afaceri, dar el nu are nimic. Ha! Pentru că el nici nu a avut așa bani din toată chestia dată, pentru că acolo s-a soluționat nu prin bani, adică acolo a fost prin alte modalități, dar zic, zic, pentru ce chestia asta o să o faci? Și mă întreabă cineva când mă povestesc din prieteni, zic că și mai vine el stund de la voi? Zic, da, mai vine. Și tot tuns? Nu tuns el, da, că eu mă tem că ca să încurc foarte ca cu brici, dar el tot merge, tot îi facem reducere, tot îi facem chestia dată. Și e prostie mare, pentru că tot timpul l-am ajutat, tot timpul asta, și macar motivul să înțeleg, să spună că, uite, că încalci legea. Știi, și eu zic, spun capul în jos și mă sunt cu musca de căciulă și zic, da, i-am încălcat-o, amendați-mă, dacă zici că e invaziune, dacă e pușcărie, la pușcărie m-am dus, dar când auzi că îți zici că tu ai copil și ai afacere, dar el nu are nimic la vârsta de 30 și ceva de ani, păi mâncești, lucrează, da, nu știu. Dar asta e. Faza care? Că din situații noi foarte ușor am ieșit și foarte fain și chiar cu SMS-uri de felicitări de sărbători cu persoanele care au venit, noroc, la mulți ani, dar persoana dată, da, e în ochii mei mizerie, care... Adică, care, important e că tu știi, da. Tu ești ok cu asta, mai departe el a trăit singurel cu chestia dată, cum vrei. Spune-mi, rog frumos, că e două situații tâmpite, în procesul când îmblai să-ți faci documente, da? Dacă te-ai cramponat cu chestii care ți par bizare și care în viziunea ta n-ar trebui să fie când un tânăr băiat vrea să deschide o afacere, știi? Și atunci te confrunți cu o sumedenie de chestii care ți par bine nafiga. La noi e foarte puțin automatizat tot, dar mă bucur faptul că se mai lucrează asupra asta și clar că noi mai avem mult de mâncat mămăligă. Dar, na, de chestiile date sunt multe chestii birocratice, dar, de exemplu, acum eu recent am luat distribuția oficială pe Republica Moldova pe niște produse de îngrijire a părului și a bărbii, da? Care noi le vindem pe la alte barbershop-uri, da? Sunt produse de top care le găsești pe orice barbershop din lume. Și uite că trebuia să fac certificatele astea de conformitate. Și uite că m-am dus frumos, am dat, am scris acolo și îmi zici că tu trebuie să aduci câte o mostră de fiecare. De acolo sunt 300 din fiecare, pentru că sunt multe branduri care au fiecare șampon de barbă, condiționer de păr, pudră de păr, pomadă de păr, Doamne ferește. Și asta e numai un brand, el e acolo vreo 3, 4, 5 care aveau distribuția pe Moldova. Și eu zic, cum să vă aduc de toate? Zic, asta eu o trebuiască nici Moș Crăciun din Laponia nu vine cu sacul, zic, că ați venit eu la dumneavoastră. Zic, eu n-am așa mașină. Zic, bun, eu zic, n-am mașină. Zic, în genere, zic, bicicleta, zic, să vină. Zic, nu. Zic, în rucsac nu-mi cap atâtea. La care el îmi spune, bine, hai ca să scriu. Și trebuie știi care anume mă interesează. Îmi scrie domnul și îmi scrie diferite produse, dar gramajul maximal. Adică el stă pe invoice-urile alea care le-am trimis la vamă, care dacă ele sunt devamate, e tot frumos, legal, adus în țară, impozite, s-a achitate. Și eu zic, uitați-vă, zic, eu la ceara asta X de păr, zic, eu am gramaj de 35 de grame, zic, eu nu văd sens să vă aduc de 300 de mililitri, pentru că eu un borcan acolo de mare, zic, pentru ce să vă aduc, ce să faceți? Adică voi luați acolo gramaj, zic, la analizele alea, nu trebuie 300 de grame. Și eu zic, pentru ce vă trebuie 300 de grame? Zic, și asta la multe așa mi-au spus. Lacuri pentru păr asta. Și pe urmă, bun, ele am dus eu, toate acelea. Și dar când mi-au dat documentele alea, zic, dar unde sunt produsele? Păi produsele au rămas la analiză. Zic, și fel de analiză? Zic, și mai de chel, zic. Analiză de urină și-a luat. Zic, și fel de analiză vă luați? Vă duc banca de un litru. Zic, și fel de analiză?
Și când, domnule, nu vă sporiți că... Adică e ca moment de genul ăsta, care asta. Dar spun așa că, uite, inspecția sanitară îmi vine cu asta, sau documente din cer, careva... Clar că au venit la inspecția sanitară și mă întreabă acum cu COVID-ul ăsta și cu toate chestiile, mă întreabă, zici că unii merg meștri la toaletă, la baie. Și eu zic, acolo. Dar clienții unii merg? Tot acolo. Păi trebuie să faci un viceu aparte pentru meșteri. Și eu zic, stai. E una, dacă spun un lavoar aparte, zic, asta e cumva, na, e făcut o gaură în perete, e trasă, e făcut. Dar eu am un viceu, zic, spațiu nu e meu, zic, eu închiriez, zic, acum ce fac? Trebuie să fac o gaură, zic, în pământ, zic, să fac toată chestia asta. Domnule, noi azi venim cu control data viitoare și să aveți viceu aparte. Cum argumentează tăiulea când nu... Stai, că vine a doua oară. Și eu zic, e de atât, m-au intrat, adică am mai discutat, am mai asta, adică eu tot e ok. Și eu îi spun, zic, adică eu am atât dinainte, n-am mai așteptat că se-mi spune de viceu ăla, zic, eu zic, viceu n-am făcut a doua ori, zic, eu zic, n-am un să-l pun. Deci ce fel de viceu? Și eu zic, cum ce fel de viceu? Zic, mi-a spus că trebuie să fie viceu, zic, a doua ori. Când ți-am spus? Zic, cum că mi-a spus? Zic, când ați fost a trecută, tu și ești debil? Și eu zic, cum ești debil? Zic, poate ești debil, zic, dar mi-ați spus, zic, atunci. Zic, na. Zic, nu ți-am mai spus ție cum poți faci a doilea viceu. Zic, azi că înseamnă că eu sunt debil, zic, gata, aveți dreptate, zic, că e tot normal, zic, vă rog frumos să-mi dați autorizația, da, sigur, să o dau, că e tot ok, o zi frumoasă. Adică, na, din momente de astea care știi, te fac singur, știi, să ești debil. Și să râzi și să plângi. Da. Dar, na, m-a bucurat că tot e ok. Prea multă vanitate în Sodom, văd cum flacăra în ghetei întregul Babilon. Tu te consideri mai mult barber sau antreprenor? Frizier. Și îți spun, mulți știi, vin chiar și la cursul noastră și zici, Constantin, eu vreau să învăț să fiu barber. Eu zic, frizier, da? Nu, eu vreau să fiu barber. Sau vorbesc cu cineva să angajez la servici, da? Și zic, unde ați mai activat? Zic, eu sunt barber. Eu zic, ești frizier, nu, eu sunt barber. Și la chestia asta cu barberii este un minus că ei nu pot freza păr lung. Uh-huh. Și vine un băiat cu păr lung, dar ești chiar până la bază, dar e mai mare așa, știi? Și zic, eu nu pot să-l tund. Și zic, ei băieți, zic, dar uite, zic, închipă-ți că dispare moda asta de berberitul ăsta prin părți, care acum e la mod în limbajul nostru, se cheamă fade. Dacă dispar fade-urile astea, zic, și o să se întoarcă moda de Beatles, de Vysotsky și așa mai departe, toți care erau cu părul peste urechi, știi? Zic, voi ce faci? Voi muriți de foame, băieți. Zic, că de asta așa muriți de foame că sunteți barberi, dar nu sunteți frizeri. Știi, zic, pentru că un frizer, știi, poate să fie barber, cum și eu, din frizer m-am făcut barber. Dar din barber să faci frizer cam e greu. Deci asta e diferența dintre barber și frizer. Frizerul tunde și oricine, da, și doamne și asta. Bun, eu nu vorbesc acum că trebuie să specializezi pe doamne. Nu. Eu vorbesc că trebuie să poți elementar să tunzi și păr mai lung. Dar la bărbieri, oleacă, e conceptul este așa, oleacă, mai stereotipic, că eu numai tunsorile scurte care este berberiturile astea prin părți și, na, chestii de genul. Și mă consider eu barber sau antreprenor, eu lucrez și ca barber, da, și ca frizier. Și nu pot spun că sunt 100% numai antreprenor și dau, da, trebuie să faci sau trebuie așa să facem sau trebuie altfel. Așa că m-aș pus la toate am școala. Academia unde aici predau și am pot să-i zic și să o lucțâcă, câte o lucțâcă, da, o lucțâcă așa, o lucțâcă așa, o lucțâcă și profesor. Așa că e așa, multilateral cu chestii de genul ăsta, dar majoritatea timpului clar că trebuie creierul să-mi judece în partea de antreprenor. Pentru că na, trebuie mașina asta care am zăvădit-o, e trebuie să meargă. Și aici deja trebuie să mă gândesc cum să fac să meargă, cum să oprească, să nu... Școala de cât timp ai? Școala avem deja de 3 ani și un pic. Ai numărat câte promoții ai scos? Multe. Câte, acum nu vreau să dau, dar peste la 100 și ceva de oameni, peste. Urmărești? Ai feedback? Da, desigur. Eu chiar, știi, mai comunic cu persoanele, că noi avem o grupă care ne facem pe Telegram, Viber și discutăm, zic, uite, activați, nu activați,
Și tare mă întristez când aud persoanele care îmi spun că nu lucrează sau că lucrează în alt domeniu, știi, și mă simt parcă eu vinovat că nu l-am motivat și nu l-am, știi, inspirat doza asta necesară să o dau motivațională, știi, că el să continue pe chestia dată. Și el întreb, zic, de ce, hai că eu te angajez undeva într-o frizerie, nu mă te rog, zic, apuc-te de tun, stoi, plătești un pumn de bani, ți-ai cumpărat instrumente de un pumn de bani, zic, hai, ei, că nu știu cum și nu știu ce, dar desigur că sunt prin alte multe barbershop-uri care lucrează elevii care au terminat la noi cursanțe, da? Plus la toate, la noi, în barbershop-uri sunt, adică în listening barbershop care au finisat, băieții tot activează. Așa că foarte tare mă bucur pentru persoanele care au succes. Ai băieți care sunt cu tine de la început? Vorbești de colectiv, da? Da, ai. De la aproape început. De la aproape început, da? Sunt și tare mă bucur. Asta e grăitor, de asta și întreb. Eu mers cu mine prin războiul ăsta în trecut, adică prin toate luptele astea. Clar că eu mă stau de pe dinși și se motivez la maxim. Pentru că ei sunt persoanele pe care am pus toată temelia asta și am crescut, știi? Și, na, mă bucur chestia asta. Dar sunt care, desigur, care și-au plecat. Și mă bucur mai tare că au plecat, nu prin alte barbershop-uri, și din cauza că au luat toată clientura și au dus-o la alt antreprenor, să-i spun eu, da? Nu din cauza, avea să-mi dau semn întrebare, că de ce te-ai dus tu de la mine încolo. Dar adică tot cum am dus și eu, s-au deschis barbershop-urile lor, sau lucrează pe acasă, la negru, dar na, asta nu-i treaba mea. Da. Dar au fost de la început cu mine, adică eu au avut aportul lor în afacerea mea. Adică și acum mai departe să-i judic și să-i spun ceva, nu am niciun drept. Spune-mi, te rog frumos, lucruri pe care eu nu-l știu. Este ceva care tu nu știi? Da, legat de tine, apropo, nu știu. Poate tu un secret de mine. Ai făcut vreo școală de business de care eu nu știu? Înseamnă că știi, dar nu n-am făcut. Așa, dar de ce te întreb? Pentru că la cum te-ai dezvoltat tu și modelul tău de afacere e că cum ai fi terminat un dita mai business și administrare prin Oxford și prin nu știu unde să învață, prin Europuri, da? Deși pun întrebarea asta, pentru că eu am observat că tu nu te-ai oprit la o frizerie, da? Dar ai hotărât să reinvestești și respectiv tot reinvestești. Deci tot timpul te-ai reinventat și banii care ai făcut, nu ți-ai luat mașină de lux, nu ți-ai luat avion, nu ți-ai luat iahte, nu ți-ai luat iahte și restul genul ăsta, nu ai început să trăiești opulent, tot mergi în trolebus. Toți banii care ai făcut, tu i-ai investit. Toți. Da. Aproape toți. Da. Cum ai înțeles tu chestia asta? De unde vine? Eu nu știu, Sergiu. Eu nu știu. Eu nu pot să răspund întrebarea asta. Și nu că n-aș vrea să deschid secrete sau chestii genul ăsta. Dar probabil din familie care am avut eu așa foarte modestă și m-a făcut să înțeleg că îmi trebuie să ies de minț, știi? Dar iarăși, cât de modestă n-ai avea familia, oricum când începi să faci bani, tu începi să aiurești puțin pentru că tu n-ai avut parte din și acum ai. Exact. Și asta acum la un copil și nu a avut niciodată nu știu ce și i-a dat clar că el o să profite de ceea ce are. Nu știu. Eu nu știu, deși, dar eu mă strădui pe zi și trece să rămân același om și auzând feedback-ul de la persoane că zici că uite Costea, tu te-ai ridicat, că totuși eu cuvântul ăsta când l-au auzit, te-ai ridicat, că pe nici m-a ridicat. Cum ai, tu ai patru frizerii și așa mai departe, zic, na, dar cineva are țări și lumi și nu știu ce acolo, zic, na. Zic, uite, e rămas același Costi, exact, care eu exact. Îl cunoșteam cu mulți ani în urmă. Și eu zic, măi, eu mă bucur că am rămas același. Na. Eu sunt întrerup, din potrivă, eu cred că, părerea mea, știindu-te, tu și mai sincer ești și mai deschis ești ca... Deci cumva se vede o evoluție și o dinamică interioară. Na, eu atunci eram mai complexat. Da. Eu poate tot eram, știi, tot eram sincer, dar eram mai complexat pentru că eu în primul rând nu vorbeam cu persoane, în primul rând în camerelor de luat vederi, da? Nu discutam cu persoane așa mai... Noi discutam așa la o beție, să zic așa, la o vorbă la una asta, dar nu era așa, să zic eu, nu eram așa de... deschis. Și acum prin tot drumul ăsta care l-am parcurs, eu clar că am devenit așa, am lucrat, am format barierele astea care le avem eu lăuntrișe,
care, na, iarăși, tot să iau din familie, din, dacă să ne întoarcem, dar să ne întoarcem iar la familie și la tot asta, tot e ok, tot e bine. Și uite că încet cu încetul am lucrat asupra mea. Iarăși, a fost lecții de antreprenoriat, eu nu am luat, dar foarte tare m-a motivat. Eu am o persoană care o urmăresc pe YouTube, îi ascult lecțiile și uite, de acolo sunt mai mult chestii, hai să zic eu, lăunt și care se discută decât de antreprenoriat. Și uite, adică, ascultând, poate că a fost iarăși... Pentru că eu nu vreau să spun, știi, că cum alții spun asta, eu tot am făcut. Nu. Asta și la prieteni s-au luat un pic care m-au motivat și au zis, hai de acolo, da, fă, care te, ai fost și tu printre acei oameni și pentru care îți mulțumesc. Asta au fost și lecțiile astea de pe YouTube care le-am privit, unii să discuta și să vorbe cum să fărâme toate momentele astea, barierele astea care le avem noi înăuntru. Adică din asta tot s-a format cumva un a meu, Costea, știi, să-i zic eu și uite, am rămas, mă stră de pe zi și trei și să merg pentru lebuz, da, pentru leu, să văd cum, pentru mine foarte tare mă interesează chiar, eu nu știu, eu am zis când mă întreabă persoana, zic, în politică încă nu te bagi, zic, de ce să mă bag în politică, zic, nu știu, zic, ar trebui. Mi-e foarte tare, mi-e interesant să văd cum trăiesc persoanele, că chiar azi, în drum spre Poașă, o doamnă s-a urcat cu două lăzi de căpșuni și am întrebat-o, zic, cât ați cumpărat? Zic, cu 25 lei. Zic, mie ieri mi-o s-o doamnă, zic, o găsesc cu 13 lei, zic, n-ați căutat mai ieftin? Știi, adică nu știu cum, mi-e interesant, știi, să fiu între oameni, să feedback-ul ăsta a oamenilor și mi-e foarte plăcut. Nu m-aș simți eu comod deloc ca să fiu într-o mașină blindată, cu pază pe împărți sau și, bun, eu nici nu sunt la nivelul și ăla că se merg acum să nu spună lumea că eu aiuresc totul, dar de că nu m-aș simți eu să trăiesc ascuns așa, știi, de ochii oamenilor, vorba și aia, când e de băut eu pot să servesc, dar când e de stat cu persoane la masă stau, adică nu mă cumva, știi, să mă prefac și să-mi pun careva măști pe față, că uite eu sunt așa și... Da, referitor la băut, da, ca să nu fugim departe. Da. Așa că, uite, cam asta e. Mă stă de să rămân același om. Uh-huh. Eu revin cu amele trei căpici și spune-mi dacă nu te-ai gândit să ieși în afara Chișinăului cu... Să mă mut? Să ieși în afara Chișinăului cu business-ul. Spre exemplu, Îmbălțcă, Hol, Iedniț și mai departe, s-a deschis și acolo destul. Au fost propuneri, cred că na, o să mă gândesc la chestia dată, dar când am și putut așa mai scoc, știi, aluatul ăsta să mă gândesc ce să fac cu dânsul, în afara Chișinăului, atunci sunt și pandemie deja și cam cumva m-a stopat cu chestia dată. Chiar foarte bine că... Înainte de asta, știi, nu am dat un răspuns persoanelor care au venit cu propunerea asta, pentru că s-o coate, vii cu răspunsul, da, începi, se pornește pandemia. Și vinovat nu avea sfeta pandemia, cât Costea că, exact, na, că nu merge afacerea. Eu am băgat acolo 20.000 de euro, deși nu merge afacerea. Păi, nu știu, eu nu merge acum nicăieri, să zic eu, știi, da, și da. Asta era cumva ideea. Dar, na, așa ar fi o idee cu, de exemplu, cu același Bălț. Cu același Orhei. Eu întreb în contextul în care, dacă tu ai observat că este cerere, e că din punctul ăsta de vedere, dacă cumva ai înțeles și ai auzit că s-o apropie cineva de la tine și o zic, băi, eu sunt de la Bălț, spre exemplu, da? Și complicat, eu aș vrea și e fain și parcă și Barbara vrea să fie îngrijită și asta i-am, dar la noi nu prea, adică... Știi, oricum persoanele care sunt pe acolo, oricum iau, să zic eu, tangență și o legătură cu Chișinău, că n-ai cum să nu ai capitala și oricum ei vin o dată pe lună, o dată la o lună jumate și să fac frumos și să zic unul din saloanele noastre, dar clar că ar fi poate mai fain ca să fim alături de ei acolo. Au fost, spun, și investori care au venit, persoane care au zis că, uite, eu sunt gata să spui cât să investesc, dar poate încă eu n-am fost gata ca să-mi asum responsabilitatea dată și am zis că dă să mai pun aici pe picioare tot cum merge și pe urmă pot să mă axez în alte părți. Cum v-ați descurcat? Eu știu că întrebarea asta a mai fost pusă, tu mi-ai oferit interviuri. În perioada pandemică, cum v-ați descurcat?
pentru că la un moment dat, când s-a început lockdown-ul, practic s-a paralizat atât. Și atunci băieții cu care lucrez, oamenii care sună și vor tunși, cum ați lucrat în perioada așa? 3 luni de zile noi nu am activat. Dacă haterii se zic așa, că eu nu credem că eu am hateri, că mă strădu așa, știi, să le intru în voi la toți, scrie pe canaluri de Telegram, când îmi trimiteau persoane care erau pe canal de Telegram cu uite, Snick Barbershop, lucrează și pe ascuns și chestii genul ăsta. Noi nu am activat pe ascuns, dacă eu am tuns pe cumătru meu, l-am tuns când în perioada pandemiei și n-am vrut să-l tund acasă și l-am adus la barbershop și l-am tuns, asta nu înseamnă că eu am, pentru că eu putem asta nici să nu spun, că se iască, înseamnă dacă l-ai tuns pe cumătru, înseamnă că mi-ai tuns în cursul de oameni. Nu, nu am tuns, e una să tuns singur, dar e altceva când e echip tuns, da? Da. Cum a fost? Cum am mai spus, eu m-am străduit și mă strădui tot timpul, știi, să strâng banii la grămăjoară și să nu fac risipă de ei și eu am, uite, prin chestia dată am avut de câștigat numai, pentru că am avut, hai să zicem așa, o sumă anumită strânsă, care e pe timpul ăsta de 3 luni de zile, când noi nu am activat, i-am ajutat. Și plus tata, nu că doar m-a ajutat, dar m-a ajutat să, cumva, să-i ajut și pe meștrii mei. Pe care, asta vreau să întreb. Da. Tu le-ai plătit lor o parte? Eu i-am întrebat direct, care știam că închiriază apartamente, care au plecat la țară cu la părinți, la asta, pe știam că nici nu-i sensul. Cum? Poate și era sensul, dar na, nici eu la mine nu-i, știi, sacul fără fund. Așa că pe ăștia care știam eu că o duc mai prost, da, i-am întrebat, i-am zis că uite, aveți nevoie de ajutor, zic, eu sunt gata, 2-3 mii de lei, 4, cât îți trebuie să ție. Zic, na, asta e posibilitatea, o să mă întorci, nu ai posibilitatea, nu mă întorci. Zic, adică eu merg și la chestia asta. Știi, dacă împrumuți bani, gândești că poți să nu-i mai vezi. Da, da, că atunci când îi împrumuți, la asta și trebuie să te gândești. Da, la asta și trebuie să te gândești. Și m-am gândit și eu la asta. Și la care m-au acceptat, care au fost băieți care au acceptat și m-au mulțumit. După ce am ieșit din pandemie, după ce am ieșit din pandemie, am început să lucrez, am început să lucrăm. Au zis că uite, hai să întorc banii, adică nu ți-i întorc deodată toți, dar așa, cam câte 200 de lei pe zi, zic, băi, cum poți și cum dorești, zic, poți și 50 de lei pe zi să-mi întorci. Și uite, cam așa am ieșit noi din pandemie. Au fost 3 luni complicate, hai să-i spun așa, financiar, dar foarte fain a fost, poate știi eu acum să enervez pe toți din prejur care o să arunci cu pietre în mine, că zic că da, așa, că nu știu cum faci tu banii ăștia, că te bucuri că a fost pandemie. Nu mă bucur că a fost pandemie, dar 3 luni pentru mine a fost așa o relaxare. Eu n-am lucrat, n-am fost încărcat cu lucruri, și mi-am văzut că copiii mei zâmbesc, eu am văzut că soția are careva întrebări și probleme, știi, eu am văzut multe chestii care nu le vedeam până acum, așa am zis că zic, măi, zic, nu-i întrebești așa, că am o dată la 2 ani, zic, vreo 2 luni, și o pandemie. Bun, Doamne ferește și nu trebuie la nimic, dar ideea că ne-am descurcat. Ne-am descurcat. A fost complicat, eu iarăși nu spun că a fost ușor și m-am bucurat de cei și era împrejur, dar eu am început să fac, ți-am zis, cu magazinul ăsta online, cu produsele din grijire și eu am început să fac în timp de pandemie livrări la produs. Cu bicicleta, mergeam pe la casele oamenilor și făceam livrări. Atunci transporturile parcă tot erau foarte reduse, nu prea mergeau. Tipi, eram rege cu bicicleta, poc, 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 mașinile tot erau, parcă ziceai că e cum de Paști, de sărbători, cum sunt la noi, e traficul. Primele 3 săptămâni, da. El în genere, adică și făceam livrări de produs, pentru că oamenilor le trebuiau, clienților mai ales, le trebuiau produse de îngrijire, șamponuri, ceară de păr. Și uite, m-am pornit magazinul ăla online, care iarăși a fost în pandemie, o gândit și foarte tare mă bucur că iarăși nu stăteam pe loc. Da. Nu pot zic că m-am reprofilat cumva, dar oricum a fost oarecare, știi, că m-am deviat de la lucrul meu, jobul meu de bază. Și făceam livrările, chiar mă întrebau care, na, persoane care mă cunoșteam sau m-au văzut undeva și zic că dumneavoastră sunteți fondatorul la barbershop, da? Zic, da? Și chiar dumneavoastră ne-ați adus în seara asta și n-ați la curier. Și zic, păi eu sunt curierul, care e problema? Zic, na. Zic, să-i dai 30 lei de livrare mie sau la curier, zic, tu trebuie să-i dai cuiva, știi? Da. Și adică, zic, stau în casă, știi, să-mi ies din minți, zic, mai bine, uite, mi-a ieșit, mi-a răsfat puțin aer curat, da. Și, uite, iarăși a fost ceva interesant. Prea multă vanitate în Sodom, văd cum flacăra înghetei întregul Babilon.
Pe lângă toate plusurile pe care le ai, mai ești și filantrop. Cam frumos și mare spus chestia asta, eu îți mulțumesc pentru cuvânt frumos. Nu, dar pe el așa și este. Da, mă strădui să știi. Întrebarea mea este, asta e dorința ta de a plăti în avans? Ori de a, nu știu cât de compensa, dar de a... De a-i salva pe șie care cumva au fost cam tot în situația ta cândva de mult, adică dacă ai înțeles ce am în vedere. Eu, mergând pe la persoane care ți-am zis că încerc să mă ajut, eu înțeleg că eu așa n-am fost și slavă Domnului că așa n-am fost, pentru că acolo mergând la vreo familie care na, 5-6 copii, beata femeie crește fără bărbat, copiii și aia, da? Fără cetatea asta care se oferă sprijinul și da, ajutorul ăsta, eu înțeleg că eu cât de cât am avut, eu pot spun mulțumesc în comparație cu momentul să merge foarte, foarte fain încă a fost la mine. Și văzând toate momentele astea, înțeleg că încă mult am de lucrat. Știi, vorbeam cu o persoană și o întrebam, zic, pentru ce omului trebuie să mulți bani? Zic, na, faci acolo 1000 de euro, 2000 de euro maxim pe lună și nu-ți trebuie să îmbli cu părul ăsta sur, cu angajața ta, zic, îți ajunge. Și el zice, dar tu zici, din ce punct de vedere te uiți? Zic, din punct de vedere că, zic, lucrezi prea mult. Și el zice, că, da, închipuiți să, zici că cu cât mai mulți bani tu ai să faci, cu atât mai mulți persoane tu ai să poți să le ajuți. Zic, de ce nu te uiți din punctul ăsta de vedere? Știi, și eu... Da, ai dreptate, știi, și m-am întors și cu rușine, știi că am întrebare și așa de m-a sășerat. Și uite că am înțeles că nu că trebuie, pentru că nu ești obligat. Că mai vorbesc cu persoane, zici că și ești prost, pentru că și e acolo, ai dat acolo 3-4 mii de euro la o persoană că să cumpere o casă, de exemplu, da, sau nu știu ce acolo. Deci pentru și asta ai făcut. Și eu zic, eu nu știu cum pentru și de asta sunt așa o fericire când vezi, asta nu poți, pentru și iubești. Da, nu știu, pentru ce faci bine, pentru ce faci o tunsoare calitativă. Nu știu, bun, la tunsoare calitativă tu ești mulțumit la sfârșit, da, prin tipsuri sau prin asta. Dar acolo tu nu ești mulțumit, dar uite, eu am așteptat o persoană acum în satul Țânțăreni și mă sună persoana dată și zici că uite, eu am trimis pentru o persoană, zici că un cucoș. Zici că să pregătească soția ceva de mâncare și adică, na, zic, pentru ce femeie, hăi, zic, tu și așa o duci, vai, de capul vostru, adică asta, zici, hai, lasă, zici, că tu nu te gândi atât la mine, zici, că mă dă-i voie să mă gândesc și eu la tine. Știi, și asta foarte tare mă face să mă bucur că, uite, asta. Clar că sunt persoane care îi dau bine cu alcool, chestii de genul ăsta, dar la mijloc sunt copiii. Sunt copiii. Când te duci la o familie de genul dat și tu vezi că părinții au probleme cu alcoolul și... Ți-e greu să scoți banii și ei, sau, adică, bun, eu bani nu prea dau, adică eu dau produse sau pampersuri, chestii de genul, da? Uh-huh. Lucruri necesare, strict necesare. Și când văd că ambii au probleme cu alcoolul și, dar copiii și ei nu-ți vinovesc cu nimic. Și când copiii și ei, știi, mă cuprind, zici, că nenea Costea, dar poți să mă trimiți la niște lecții de canto? Știi, și știi, te topești acolo și zic, da, pui, hai ca să vorbesc, o să vină o profesoară, cumva. Pentru că nu se închișunau și să facă ei naveta, clar că nu o să duc taic-ul când n-am să aibă cum și ei încă n-au vârsta aia că să urce la microbus și duc. Adică, na, nu știu, e o chestie care probabil din tot e cineva din trecut de la mine, pentru că îți spun că am avut așa o mai modestă viață, care, o copilărie mai modestă, care m-a făcut nouă de cei care o duc mai rău ca noi. Dar și îmi place. Îmi place să văd, uite, cum când frezez un copil, pentru că copiii sunt sinceri și când frezez un copil, știi, și-l tunzi, și-l stă și... Și asta motivează. Asta motivează ca să fii mai bun, să-i ajuți, să dai de la tine. Și este o lege în afacere, asta eu am înțeles-o, ca să ai, trebuie să dai și gata. Adică asta e lege. Pentru persoanele care tot la colțunași și tot sub căpătâi, na... Istoria, iarăși, statistica spune că nu au sfârșit oamenii, ce e chiar așa cum
cum ar trebui să sfârșească. Așa că, da. Eu am observat, deci am observat, cumva în timp, pentru mine am înțeles, iarăși o chestie foarte subiectivă, noi suntem foarte egoiști. Noi, ca nație, ca oameni în general, omenirea, au fost, este și probabil să fie egoistă. Tu ești altruist. Noi ne gândim cu Laura cum să formulăm întrebarea și am vrea să întreb care e cheia succesului, dar eu am să răspund în cheia succesul tău, eu am să răspund în locul tău, e faptul că tu ești altruist și nu ești egoist. Deci eu cred că prin asta tu ai reușit. Da, e... și mă bucur că ai spus tu asta, dar am spus eu, dacă o spunem eu, știi, adică ieșe o leacă de narcisism și omul este așa de tare să iubește pe dânsul sau așa de tare să laudă. Dar asta n-am înțeles. Tu și nu ești narcis, sau ce? Eu, cum ai spus, știu, uite, prin chestia dată când atragi oamenii, uite, atragi oamenii, știi, conexiunea asta cu oamenii când o faci, uite, o faci nu prin, dar o faci prin a da. Și oamenii sunt asta și oamenii se apropie de tine, pentru că știi cum, na. Așa că eu foarte tare mă bucur că am lângă mine oameni bravi, și străduindu-mă, știi, să fiu și eu un exemplu pentru cineva, caut și eu la rândul meu oameni care să mă motiveze și oameni care să am ce învăța de la ei și plus la toate oameni care să fie sinceri. Chiar dacă el nu e necesar cu afaceri, cu business sau nu știu ce, dar anume să fie sincer. Și stând cu așa o persoană, na, iei și chitară în mână, o sticlă de vin și sunt foarte ok. Prea multă vanitate în Sodom, văd cum flacăra înghetei întregul Babilon. Tu ai vorbit mai sus despre familie, despre faptul că fetița mai mare nu i-a acordat atenție, respectiv nu i-a acordat soției atenție. Iulia. Da. Corect. Spune-mi, te rog frumos, care este rolul ei în toată istoria asta ta de succes? Pentru că eu am mai urmărit, deși că am urmărit interviul cu tine, nimeni nu a considerat că trebuie să-i acorde atenție, dar eu cred că este unul din oamenii și mai importanți. Scuze, te-o sunat și tu spus că o întrebi și din să am înțeles. Da! Da! Mai știi, să începem de la istorie, de la femeie s-a pornit războaie, o femeie cum poate să-i stai aripile unui bărbat, poate să le crească. Da. Ea a fost persoana care, să-i spun așa, m-a primit când eu nu aveam nimic. Și deja prin asta nu mai trebuie, știi, să completez nimic. Deja cum sunt eu, asta deja e altă problemă, că nu ofer atenția cuvenită, afecțiunea și dragostea. Și pentru asta, na, îmi pare foarte și foarte rău și lucrez zilnic asupra asta și înțeleg că mai am și foarte mult de muncit la capitolul dat. Dar, uite așa, încet cu încet, eu am fost persoana care m-a susținut, pentru că închipuiți să nu vii nopțile acasă. Exact, de asta și-am pus întrebarea. Să tunzi dimineața până seara, să te suni în continuu. Asta e clar, că lasă dorit în orice cuplu, în orice relație, în orice familie și asta nu întărește familia, dar din contra o slăbește. Pentru că banii asta e ok și asta trebuiesc, dar pe lângă asta sunt foarte multe lucruri care sunt mult mai principale, pentru că mulți știi spun că banul e tot. Banul e mult, dar nu e tot. Așa că ea m-a acceptat așa cum sunt, am acceptat toată situația asta de grabă care la mine se întâmpla în ultimul timp și tot timpul de careva, știi, trebuie să fac ce, și clar că dacă trebuie să faci ce, nu faci aici, știi, nu stai, nu asculți, nu, și mai ales că orice femeie are și ea dorințele ei, mai sunt și depresiile care le are. Și uite aici că noi dau omul cel mai apropiat și ne-i soțul bun. Ei sunt și părinții, dar părinții dacă depinde și ce, să zic eu, nu că nivel au ei, dar iarăși cât de bine poate să o asculte și să o înțeleagă, știi? Și ea de multe ori îmi zicea că zic, da, mai vorbește atâta și cu mămică, și cu tătic, tot așa și numai cum, știi? Și n-a recunosc chestia asta cu mare rușine, dar ea zice că eu cu tine vreau să vorbesc, nu cu ei.
Știi? Și asta iarăși e un minus mare a afacerii care, să zic eu, jertfă, să zic eu, am jertfit momentele date, dar persoana dată n-am. Mi-a născut doi copilași care îi crește, îi educă și acum e însărcinat cu a treilea, așa că nu pot să-i reproșez absolut nimic și îi mulțumesc pe 10-13 pentru că a fost alături de mine atunci când Costi Lesnic nu avea niciun barbershop, nu avea nimic. Eu lucram la frizeria aia, care o știi și tu, și omul a acceptat așa cum sunt, știi, că mai, da, o să fie așa, o să muncim împreună și o să ajungem, o să facem, da? Asta e. Ea și are partea ei, meritul ei de succes. Absolut. În numele Lesnic. Absolut. Care nu cred că este lumea care nu-l știe în Chișinău, în tot cazul. Deci pentru asta noi trebuie să-i aplaudăm și tu să-i faci o fotografie mare, mare, mare și să o pui pe părerea undeva. Da, absolut, absolut. Soția ta a însărcinat cu a treilea copil. Să fiți sănătoși și... Mulțumesc. Da, să aveți numai lucruri frumoase de pe urma copiilor. Vă ați planificat a treilea și de ce atâția? Știi cum am spus? Cât cosmosul îmi dă posibilitate să fac bani, o să fac copii. Dar eu le acum e cu tot treaba asta, e ok? Da. Știi, adică, bun, eu acum să răspund în numele ei, ar fi puțin, știi, așa, nu că straniu, dar nu tare așa avea dreptul, uh-huh. Dar discutând cu ea, noi iubim copii, noi ne descurcăm copii, noi nu avem nevoie, știi, de persoane exterioare care să vină în fiecare zi să stăie cu noi, bunici, bunei, boni, nu știu cum acolo, noi ne descurcăm ok. Cum ne pare nou, oferim afecțiunea și dragostea în măsură egală și uite că am înțeles că a treilea copilaș e binevenit. Și merg discuțiile acum, tratativele și la patrulea, dar încă e de vreme, adică nu vreau să o traumez și uite am discutat și la chestia asta ca să înfiem un copilaș. Uh-huh. Adică noi vrem să înfiem foarte tare un copilaș, dar până am fia un copil, noi am zis că ar trebui ambii să mergem la careva lecții, să discutăm cu persoane care să... Noi avem o frică, să-i spun eu, că o să iubim copilul înfiat mai puțin decât copilul nostru. Da? Și asta e o chestie normală, pentru că nu știi cum o să fie. Pentru că n-am trecut prin asta și ca să nu calc, da, pe asta, pe greblă, am zis că mai bine să discutăm cu o persoană care e în cunoștință de cauză și o să înțelegem. Suntem gata sau nu suntem gata? Dacă nu suntem gata, atunci îl facem pe a patrulea. Dacă suntem gata, atunci asta. Așa, na. Soția, clar că deja îmi spune că e gata să o luăm să-l înfiem. Nu mă schinui, da. Dar na, e... Știi, asta așa au spus și după primul copil. Și a urmat a doilea, a treilea și asta nu cu rău că a spus-o, dar na, e... Per general, deci cred că e ok. Sau, da, sau nu. E ok în general. E foarte ok în general. Okay. E foarte ok, da. Măi, o familie trebuie să fie numeroasă în viziunea mea. Și iarăși, nu că vreau să dau lecții acum de viață cuiva, că spun că trebuie să avem câte 10 copii. Dacă îți permiți, dacă iubești, okay. Dacă poți... Dar asta de tot că tu ai fost singur? Da, nu, da, la eu singur. De tot că tu ai fost singur, vrei mulți copii. De unde vine chestia asta, apropo? Nu știu. Vorba așa, când permiți și pot. Nu știu. Asta e fain, asta e frumos. Asta e când vii în casă și te întâlnesc și na... Tot n-ai un copil, adică eu doi copilași. Eu mă vreau încă trei, dar... Aha, săraca Laura, da. Nu stai, nu-i vorba încă săraca Laura. Laura mi-a spus că să te ferească Dumnezeu. Păi da, Doamne ferește. Da, da. Naște-i tu și crește-i tot tu. Na, eu iarăși repet că eu simt că eu pot da dragoste și eu pot sta cu copilașul, eu pot să le ascult problemele, eu pot să-i văd cum cresc acum. Cu Amelia, fetița, primul meu născut, da,
Era mai greu să-mi răspund întrebarea asta. Bun, eram și mai primul copil, știi, da. Ești mai verde, ești asta, a apărut copilul, dar ce să fac, cum să fac, dar cum să, și să vorbesc cu dânsa, dar cum să-i țin căpșanul când capul nu se ține, da? Cum să fac asta, da? Acum deja, na, când am prins oarecare experiență, știi, eu am înțeles că na, copiii sunt etalonul fericirii și m-am zis, na, trebuie. Dar, iarăși, clar că aici trebuie de tras atenție și la starea psihică, da, femeii, a soției, da, pentru că, na, e un lucru nobil, să zic eu, a avea o familie numeroasă, dar nu trebuie de scos din vedere și starea... Neglija faptul, da, că ei trebuie... Starea lăuntrică, da, pentru, da, că, da, să ai o familie numeroasă, dar unul din părinți să fie într-o depresie sau să aibă stări din astea, hai să spun eu, nesănătoasă, nu e ok. Așa că, na, mai bine știi cu unul, dar să fii tot ok, decât cu 100 și, na. Tu pentru copiii tăi vezi viitorul aici sau îi vezi studiind psihotare? Dar eu nu știu, eu am studiat, adică m-am studiat nouă clasă, dacă n-am studiat nimic. Eu am bun, 8, stai fără grijă. Da. Eu nu-i văd cumva aici sau acolo. Eu îi văd așa cum or vrea ei. Bun, eu o să-mi pun... Bine, scuze-mă, te rog frumos, pe ce ingres doi analfabeți? Da, da, da. Doi oameni fără bac, da. Bălen. Eu nu știu unde o să înveț copiii aici sau... Nu, tu pentru dânsi și vrei. Tu îi vezi aici? Sau totuși cumva eu la tine? Eu cred că cartea se poate face pe tot. Uh-huh. Eu asta vreau să, știi, să spun. Dar dacă el o să vină și o să-mi zic, uite, tata, eu vreau să învăț, na, în România sau în Londra, eu bun. Dacă o să-mi permiți, ia chit studiile la Londra, în Anglia, da, e ok. Dacă nu, hai, tata, măcar în România, da? Uite, cam așa văd eu asta. Dacă, na, pentru că eu cred că dacă persoana vrea să fac carte, o poate să fac pistol. Dacă el nu vrea, poți să-l duci tu, na, și la Oxford și nu știu pe unde, Cambridge și n-o să fac treaba. Uh-huh. Ok. Noi suntem la final, Costi, că eu vreau să-ți mulțumesc frumos, dar până atunci, până îți mulțumesc amu și îți mai mulțumesc și pe urmă, spune-mi, te rog frumos, noi avem 3 întrebări de final pentru toți invitații. Pe mine mă interesează ce e patriotismul pentru tine. Și dacă mai avem noi nevoie de acest cuvânt în secolul 21? Nu. Nu avem nevoie de el și pentru mine patriotismul, eu chiar știu dacă am vorbit până acum că mă aflu aici, că totul e bine aici, mă strădă aici să fac, știi, să cumpăr roșiile din Moldova. Dacă puteți să numiți asta patriotism, numiți-o patriotism. Dar eu pur și simplu vreau să-mi susțin persoanele care trăiesc aici, nu din cauza patriotismului, cât na, să-i susțin pe colegii mei care încearcă să facă ceva aici. De persoanele, știi, care pleacă peste hotarele țării și uite să începe, că uite ai plecat, că e bine de acolo să judici oamenii de aici și nu știu cum acolo. Păi bine că a putut pleca. Nu am careva, știi, nu știu, prejudecăți, îi spun eu că uite, e rău asta sau e bine ce-a făcut. Sau că trebuie să stai aici. Nu. Adică stai, e bine acolo unde e bine. Dacă tu simți, tu da. Dacă simți bine că stai în fața, lucrezi în domeniul IT-ului și stai în fața calculatorului și stai pe Bali, stai acolo. Stai acolo, dar dacă e ok, stai aici, aici. Adică eu mă sunt până când bine aici. De călătorit, eu nu spun că nu călătoresc. Dar bine, călătoresc îmi permit, știi, că acum cineva poate zice că ai pe bine, tu ai business și da, știi, duci să vezi Veneția sau nu știu ce acolo, da? Sau Londra. Dar să mă mut încolo până când eu nu-s gata. Până când nu-s gata, fie că aici deja s-a însămânțat, știi, afacerea și ok, merge, sau fie că sunt patriot, eu deja asta nu pot să-mi răspund, dar eu știu una că dacă acum aș avea posibilitatea să plec, adică nu aș avea nimic aici, eu aș pleca. Și nu aș pleca că nu-mi iubesc țara, dar aș pleca că acolo am mai multe posibilități. Ești vaccinat? Până când nu. Este vaccinat? Da. Mama s-a vaccinat, adică nu am avut careva să-i spun socri sau acum recent o să meargă la Iași să vaccineze. Adică... N-ai o problemă cu vaccinul? Absolut loc. Ok. Închipuiți că noi suntem toată organizația de aici, noi suntem un partid politic la guvernare. Uh-huh.
un partid politic care are majoritate și care ulterior și-a luat guvernarea, adică a făcut guvernul. Ei pot să rezolve tot în țara asta. Deci noi suntem partid politic care rezolvăm întrebări. Zi-mi, te rog frumos, un minister, direcții, funcții, da, care, în care ai putut să schimbi ceva amu sau câteva lucruri le-ai schimba amu în radical. Oh, dar nu numai unul. Nu, câteva. Da, eu aș începe în domeniul justiției, în domeniul sănătății. Ce? Ce anume ai face? Ce anume aș face eu? Păi în domeniul, hai să spunem noi, justiției. În domeniul justiției avem foarte multe lucruri care, la care avem de lucrat și aici, iarăși, ca să discutăm, trebuie iarăși o căldare de vin. Bun, noi dăm și-am băut-o, dar cât ține interviu, dar sunt foarte multe probleme care le trebuie soluționate, începând cu angajamentele care trebuie să le aibă fiecare, cu mita, cu multe momente, cu obligațiunile care trebuie să le aibă fiecare, știi, față de societate, pentru că noi mai mult nu suntem protejați, dar mai mult suntem, știi cum, de exemplu, când, și iarăși, să nu fie cu supărare față de polițiști sau față de asta, eu chiar acum recent am intrat în filiala de la Botanica și mi-au luat un calculator de pe masă, m-au format fereastra și au intrat, a intrat banditul, hoțul. Și uite că când am intrat în comisariatul cel de poliție, că acolo trebuiau să scriu formalități careva, eu acolo când mă uitam la ei, mă temeam de ei, știi, eu, adică, vedeam așa, știi, tuns, toți, chel, cu niște burți în față, știi, și am zis că, băi, și iarăși, da, dacă te simți bine că să fii cu burtă, sunt cu burtă, nu, ok, dar, nu știu, trebuie măcar să-ți trădui să faci așa, că eu să nu mă tem de tine, dar să simți în tine, știi, oarecare, na, așa că eu nu aștept la tine afecțiuni de la polițist, dar eu aștept, știi, oarecare să mă apere. Da, și da. Multe momente sunt de chestia asta care, na, aici dacă să ne băgăm acum în sistemul vamal, în sistemul, dar el e infinit și în toate momentele date justiției și tot. Dar ți-ți pare că justiția e un lucru, după tine, unul foarte important sau cel mai important, care trebuie de lucrat amul, care noi... sau ulterior educații, culturi, noi, cum am mai spus și noi nu avem cultură. Mie îmi pare foarte rău că noi la noi nu avem oameni talentați, noi avem oameni care ar putea face film, noi, dar nu se dezvoltă chestia asta. Și da, rămânem cu dar. Rămâne, da. Și trebuie să facem. Da, și trebuie să facem. Asta așa că și oamenii, vreau să spun că poate și dorința este de undeva, dar și oamenii. Oamenii preferă, știi, să meargă la un cinematograf și să achite acolo pentru un film străin decât să... E, revenim la educație și cultură. Om altfel nu știe. Asta e o chestie foarte simplă. Și aceia care fac filme le fac în așa un fel că el se vrea acolo să duc, dar nu dincolo. Și aici e vorba de cultură. De cultură. Aici deja discutăm și despre... Da, nu, eu am să mă dorm un leg de gen. Nu mult, că să nu te înveți. Deja suntem la final. Da, noi gata, suntem la final. Da. Așa că avem noi la ce lucra. Costică. Avem la ce lucra, dar... Na, eu... Mulțumesc frumos că ai acceptat, că nu ești gazdă. Da. Așa, eu am un destă de final care sună în felul următor. Давайте разворотим этот ебаный мир. Când o să termine sezonul, eu am să spună cu ei fraza, cu toate că cineva a permis cu... Da, Laura? Da. Da, cineva a vicislit acuia. Dar oricum, eu la final am să spun, încă o dată mulțumesc frumos, mă bucur că te-am revăzut, noi nu ne-am văzut de foarte mult timp și e fain să... Emisiunea e și dinamic, noi am râs mult, cu toate că nu s-a văzut, dar noi am râs oricum. Ura! Noi am filmat! Prea multă vanitate în Sodom, văd cum flacăra înghitei întregul Babilon. Bună dimineața, Gheorghe, deșteaptă-l pe Ivo.